doliu în sportul românesc. După ce Constantin Alexandru a încetat din viață la vârsta de 83 de ani. Cu o carieră impresionantă în lumea sportului, Constantin Alexandru a fost un luptător desăvârșit. De altfel, el a fost și un mentor dedicat și un antrenor pasionat. În anii 50-60, Constantin Alexandru a strălucit pe podiumurile de medalii, atât la nivel de juniori, cât și la nivel senior. În acest mod, el a adus glorie echipei CS Rapid. Cu multiple medalii la campionatele naționale și internaționale, a contribuit în mod semnificativ la istoria echipei. În plus, el a fost un pilon esențial în promovarea în divizia a echipei de greco-romane în 1962. Constantin Alexandru a fost un antrenor desăvârșit. Cu o abilitate de a descoperi talente și a le șlefui, el a format o generație de campioni. Printre aceștia se numără Gheorghe Minea, care a obținut medalia de bronz la campionatele mondiale de juniori și locul 7 la Jocurile Olimpice din Moscova în 1980, precum și Laurențiu Iacob, medaliat cu bronz la campionatele europene de juniori, Nicolae Tudor, campion național de juniori, Dănuț Staut, în repetate rânduri campion național de juniori, și Ionel Tase, maestru emerit al sportului și actual antrenor de greco-romane la CS Rapid, sunt doar câțiva dintre sportivii talentați pe care Constantin Alexandru i-a ghidat către excelență.